În aproape 30 de minute, munca depusă de mai bine de 30 de ani de o familie din Șimian a fost spulberată. Două sere, un solar și mai multe culturi au fost distruse de grindina de mărimea unui ou de găină. Familia Cită deținea mai multe sere de flori pe care le comercializa. Toate culturile au dispărut în câteva minute, iar în urmă a rămas dezastru și doar două găleți de flori pe care au apucat să le culeagă înaintea furtunii. Sunt urmele de la... De la piatră. Așa de mare a fost? Așa de mare a fost, de a sparge capul, cât ou de găină, dacă nu mai mare. A făcut ca un lemn. Lemn, face lemn, nu praf. Să luăm de la cap. Să luăm de la cap, ce se face? Să fim sănătoși și vă arăt și în partea cealaltă, că mai aveam una. Asta aici era cea mică. În partea cealaltă aveam și un pic de roșii și era așa astromerie, niște cale și ia uziți cum... Pică, deci totul s-a... Pică în continuare. Pică da? În continuare tot ce a mai rămas câte un pic. De mai bine de 30 de ani, familia Cită din satul Cerneț creștea și deținea mai multe sere de flori. Aceștia erau recunoscuți pentru cultura diversificată pe care o aveau și pe care o și comercializau la o piață din Severin. Furtuna a distrus aseară tot ce însemna cultură de legume, de flori, dar și unii pomi fructiferi. Curtea familiei este acum un morman de fiare, geamuri sparte și culturi care trebuie scoase din pământ pentru că nu au mai putut fi salvate. Florile acestea v-au mai rămas? Da, astea, două găleți. Două găleți din mii și mii de fire care le aveam în amândouă serele, după cum v-am arătat, plus ce mai aveam aici în solar, vă arăt acum ce s-a distrus, de n-a mai rămas nici măcar, nu se mai cunoaște decât rădăcina și plantele moarte jos. Și astea au mai rămas, mai fac și o... Ați apucat să le culegeți? Apucat să le recoltez, da, și ce aveam pe acolo și în sere era prea, prea boboc, închis rău și am zis, nu pot să le culegi așa, trebuie să le lași să fie mai dezvoltate. Da, și asta mai rămas, mânuța asta. În partea aceasta aveam 3 sfert cultură de crizantemă, iar acolo aveam un strat de astromerie. Nu mai este, după cum vedeți și noastră, munca noastră de 30 de ani, munca noastră de o viață. Ce să mai s-a dus cu totul, am rămas. Stăteați și vă uitați practic din casă? Ne uitam din casă cum veneau pietrele acelea mari, furtuna și tot nenorocirea, cum venea, spărgea câte un geam, câte un geam, până s-a ales praful de tot absolut. Vă uitați, practic nu aveați ce să... Nu aveam fără nicio putere. Ne uitam și ne rugam la Dumnezeu să nu ne ia și pe noi. Practic, că doar până la urmă ce să mai... Am zis că contăm noi să rămânem în viață. În rest... Ce mai e de făcut? Nu mai e nimic de făcut. Tot ce vedeți noastră aici o să trebuiască să rașchetăm de o suprafață gen așa, pentru că dacă eu plantez din nou, nu o să mai pot să... Trebuie automat, iarba crește, trebuie să o plivești, să o scoți. Această familie nu este însă singura care a suferit pagube însemnate. Majoritatea locuitorilor din satul Cerneț își plâng munca de o viață care s-a spulberat chiar în fața ochilor lor. Când am venit, praful cu tot, mașină, geamuri de spart, în grădină nu mai e nimic, tot ce a fost, casa, fața la casă, tot făcut praf. Tot e făcut praf. Ce ați construit, ați făcut până acum? Ce a făcut copii? S-a dus tot. Și acasă mi-a stănuit și era ca ieșit la ordonat și a luat banii și nu s-a ales cu nimic din ea. Mai a put odată spart tot așa, nimic nu s-a ales cu ea. Nu mai e nimic. Și fermierii au pagube uriașe. În comuna Șimian, 8 hectare de pomi fructiferi și unul de viță de vie sunt compromise total. Pagube sunt în totalitate de 100%, vorbind de o suprafață de 8 hectare de pomi și unul de vie, vorbind de tone, zeci de tone de cais, vișini, prun, struguri, totul este distrus 100%. Nu mai putem recupera absolut nimic. Practic toată munca dumneavoastră? Tot. N-a scăpat nimic, absolut nimic. Cum a venit? Ce s-a întâmplat? A venit un nor de ploaie, a venit și piatra imediat, piatra mare, destul de mare pentru ce am fost noi obișnuiți până acum. A fost undeva la maxim 10 minute și când am ieșit afară, n-am mai avut ce să mai... Nu mai aveți ce recolta. Am constatat tot, da. Cât ați investit aici ca să... Vorbim de investiție de 10.000 de euro, chiar mare. Și plus anii de creștere, dezvoltare, tratamente, întreținerea care aia costă foarte mult. Și culturile de cereale, floarea soarelui și legume au fost afectate de furtuna de o violență extremă și mai ales de grindină. Fermierii cer autorităților să facă o evaluare a pagubelor și să-i despăgubească.